Cancerul la sân se manifestă de obicei prin apariția unei tumori la nivelul sânului, care poate fi depistată fie prin palpare, fie de către pacientă prin autoexaminare, fie de către un medic specialist la care pacienta se prezintă în urma observării apariției acestei leziuni la nivelul sânului. De obicei, după constatarea apariției acestei tumori, pacienta este îndrumată pentru a efectua o mamografie, mamografie care decelează de obicei aceste tumori la nivelul sânului, care pot să fie localizate strict la nivelul sânului sau pot să existe adenopatii axilare, supraclaviculare, așa cum am spus, celulele putând să se ducă pe cale limfatică la ganglionii regional sau de la distanță. De asemenea, se face un bilanț preterapeutic care include o ecografie abdominală pentru a vizualiza ficatul, o radiografie de torace pentru a vizualiza plămânii, deci să nu existe metastaze la distanță, în caz de dureri osoase, o scintigrafie osoasă pentru a vizualiza eventualele metastaze la distanță osoase. După acest bilanț preterapeutic, se face o biopsie de la nivelul sânului, care ne dă, de fapt, această biopsie, înseamnă o prelevare de țesut de la nivelul tumorii respective, care se examinează la microscop și ne dă examenul histopatologic, care este singurul care poate să pună diagnosticul de certitudine, că este vorba de celule maligne sau nu. Variantele de tratament pentru un cancer de sân sunt chirurgia, chimioterapia, radioterapia, hormonoterapia sau terapiile țintite în funcție de factorii de risc pe care ni dă examenul histopatologic. Dacă cancerul de sân este depistat într-un stadiu tardiv și, din păcate, în țara noastră, cancerul de sân este depistat de obicei în stadii locale avansate sau chiar metastatice, dacă există metastaze la distanță de la debut, pot să existe complicații legate de aceste metastaze. De exemplu, metastazele pulmonare pot să dea insuficiență respiratorie, metastazele cerebrale, tulburări de comportament, de echilibru, cefalee, metastazele osoase, dureri de oase, metastazele hepatice, poate să apară insuficiența hepatică cu grețuri, cu vărsături. Deci, dacă leziunea este local avansată, există femei cu tumori foarte mari, cu adenopatii axilare imense, pot să apară suprainfecție la nivelul pielii, limfedem, îngroșarea brațului respectiv. Fiecare femeie în parte ar trebui să se autoexamineze, să știe să se palpeze, să se autoexamineze singură. Dar la apariția unei modificări la nivelul sânului sau la nivel axilar, ea trebuie să se prezinte de urgență la un medic specialist. Cel mai important lucru, eu spun că este această autoexaminare pe care fiecare pacientă, fiecare femeie ar trebui să știe să o facă, chiar de la vârste tinere, pentru că, din păcate, cancerul de sân a început să apară și la persoane foarte tinere. Femei care au avut antecedente în familie, cu rude de gradul 1, cu cancer de sân, acestea trebuie să se examineze cu mai multă seriozitate, trebuie să efectueze mamografii. Apoi, diversele obiceiuri pe care le avem cu toții, ar trebui să avem o alimentație echilibrată și sănătoasă, să evităm mediul toxic, fumatul, consumul de alcool, să facem exercițiu fizic. Deci, un stil de viață echilibrat.